Cercetătorii au făcut o descoperire unică când au analizat cauza morții unei balene eșuate de pe malul unei insule. În intestinele animalului au fost găsite aproape 10 kg de chihlimbar în valoare de 500.000 de euro, care i-a adus și sfârșitul balenei. Când un cașalot a ajuns pe malul unei plaje din insula La Palma, nimeni nu și-a imaginat că o comoară valoroasă ar fi ascunsă în interiorul ei. Marea și valurile în creștere au făcut dificilă efectuarea unei autopsii, dar Antonio Fernando Rodriguez, șeful Institutului pentru Sănătate Animală și Securitate Alimentară de la Universitatea din Las Palmas, a reușit să o facă. Bănuind o problemă digestivă, el a inspectat colonul animalului și a simțit ceva tare lipit de acea parte a intestinului. Ceea ce am scos a fost o piatră de aproximativ 50-60 de centimetri în diametru și cântărind 9,5 kg. Toată lumea privea când m-am întors la plajă, dar nu știau că ceea ce aveam în mâini era chihlimbarul. Chihlimbarul este o substanță rară cunoscută adesea sub numele de aur plutitor, care a fost Sfântul Graal al parfumeriilor de secole. Nodul pe care Fernandez îl ținea în mână valora aproximativ 500.000 de euro. Chihlimbarul are un parfum lemnos asemănător lemnului de santal, dar conține și ambreină, un alcool inodor care poate fixa și prelungi durata de viață a parfumurilor, de unde și popularitatea sa în rândul parfumeriilor. Institutul caută un cumpărător, iar Fernandez a spus că speră ca fondurile strânse vor merge pentru a ajuta victimele vulcanului care a erupt pe La Palma în 2021 și care a provocat daune de peste 800 de milioane de euro și a distrus sute de case și afaceri, relatează Observatorul News.ro.